Dragii mei, îmi doresc din toată inima pe toți Dumnezeu să vă binecuvinteze. Într-o dimineață plină, cu foarte multe lucruri importante și frumoase, și stăteam și mă gândeam acolo pe scaun, dacă tot ce s-a zis aici reușiți să puneți în aplicare, veți rămâne o biserică excepțională și vă veți întări din ce în ce în tot mai mult. Și în vremea asta și în generația în care noi trăim, Dumnezeu are nevoie de biserici tari și foarte bine organizate. Așadar, vă doresc din toată inima, încă de pe acum, Dumnezeu să vă dea multă putere și mult spor în tot ceea ce urmează să faceți și de aici pe mai departe. Știu că ultima dată am fost aici la dumneavoastră la un concert de colinde, unde poate că erați tot atât de mulți, dar foarte înghesuiți. Uite că Dumnezeu vă scoși la loc mai larg, slăvit să fie Domnul pentru asta, și puteți de acum încolo, pentru că atmosfera e așa de înghesuială, era o atmosferă frumoasă, puteți să luptați, să mai aduceți oameni aici și să mai înghesuiți scaunele și culoarele, să le faceți mai mici, dar să fie aici cât de mai mulți oameni care să îl asculte pe Dumnezeu și să-l vadă. Sunt bucuros să reîntâlnesc pe pastorul dumneavoastră, pe fratele Adi Mocan, și mă rog din toată inima, și o spun asta, o fac foarte rar, mă rog din toată inima ca Dumnezeu să-i dea putere. Eu știu ce înseamnă să ajungi într-o biserică sau să construiești de la zero, pentru că anumite lupte le-ați putut vedea și poate vedeți. Frământarea unui păstor e văzută într-un procentaj foarte, foarte mic. Dar multa luptă și frământare e acolo unde nu se vede, și de multe ori când ieșim în față încercăm să dăm foarte bine și să arătăm foarte bine, dar ne consumăm acolo în singurătățile noastre destul de mult. Mi-a pus Dumnezeu pe inimă să vă provoc să îl susțineți mai tare în rugăciune pe el și toată echipa pastorală. Pentru că aici am întâlnit oameni speciali. Apropo, Vlad, Dumnezeu să te binecuvinteze. Unde ești? Ridic-o mână. Ați mai făcut rost de un băiat special. Dumnezeu să îi dea putere și să îl ajute cu tot devotamentul care îl are să-l pună aici în slujba lui Dumnezeu, în Biserica Lumina. Aici am întâlnit oameni speciali. Raul m-a întâlnit încă de când am venit. Raul, și pe tine Dumnezeu să te binecuvinteze. Fratele Dan Hodoroc, bunul meu prieten, e cel mai tare intermediar. El tot timpul știe să intermedieze păstorii și să-i aducă, Dumnezeu să-i răsplătească. Dragii mei, pentru faptul că în această dimineață s-a vorbit despre copii și a avut loc o binecuvântare, îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să-l binecuvinteze și pe micuțul adus astăzi și familia Pașcalo. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Atât de mult mi-a rămas în minte în această dimineață acest cuvânt copil, copil, școala duminicală, trebuie să facem pentru ei, trebuie să facem pentru ei. Și poate uneori oamenii cred că asta e așa, să fie o activitate în plus. Nu, e o responsabilitate foarte puternică. O responsabilitate formidabilă pe care oamenii și părinții o au înaintea lui Dumnezeu. Permiteți-mi să rămân în același context. Și aș dori să vă citesc câteva cuvinte din Scriptură. Și dacă nu-i prea mult, vă mai dezamorțiți puțin, haideți să ne ridicăm în picioare. Apoi aș dori să înalț o scurtă rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și am să vă citesc 10 versete din Exod, capitolul 2, începând cu versetul 1 până la versetul 10, un cuvânt al Domnului pentru noi în această dimineață și pentru sufletele noastre. Toți părinții prezenți aici și, de ce nu, toți viitorii părinți, să fim cu luarea minte la ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită. Acest cuvânt al Bibliei spune așa. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală. A pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului.
Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să-i se întâmple. Fata lui Faraon, care s-a coborât la râu să se scalde, și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis: este un copil de al evreilor. Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon: să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul? Du-te, i-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis: ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și ea l-a adus fetei lui Faraon. Și el i-a fost fiu. Ea i-a pus numele Moise, adică scos, căci a zis ea: l-am scos din ape. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta în această dimineață, oameni care avem nevoie de Tine și de această dată. Te rugăm din toată inima să lași Tu harul Tău de care e nevoie. Te rog să lași pe Duhul Tău cel Sfânt să treacă printre rânduri și să cerceteze inimile noastre. Te rog, Domnul meu, fă-ne conștienți de această măreață responsabilitate pe care o avem să ne creștem copii în planul și în voia Ta. Că avem această măreață responsabilitate să Te arătăm pe Tine și altora, de la cei mai mici până la cei mai mari. În dimineața aceasta aici, la Lumina, lasă responsabilitatea sfântă peste viețile noastre. Avem nevoie de Tine, să Te vedem, să Te trăim, să Te cunoaștem, ca mai apoi să Te putem arăta și altora în fiecare moment al vieții și astfel să putem să lucrăm la lărgia împărăției Tale, iar Tu când ne vei chema acasă, să ne putem întâlni cu toți ai noștri pe plaiurile cerului. Doamne, Te rog, lasă harul Tău în continuare peste noi și inimile noastre și prezența sfântă să troneze aici la Lumina și pe mai departe. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut și vei face și pe mai departe în inimile și în viețile noastre. Amin. Vă invit cu mult respect să ocupați locul. Dacă ar înțelege oamenii în generația în care noi trăim responsabilitatea pe care Dumnezeu le-a pus-o pe inimă în momentul în care a hotărât Dumnezeu ca în casele noastre să vină câte un copil. Dacă am înțelege responsabilitatea la cotele maxime, așa cum Dumnezeu vrea, indiscutabil atenția noastră ar fi mult mai sporită. Sentimentele noastre vis-a-vis de cei mici și nu numai ar fi mult mai vii. Pentru că suntem o generație care se aseamănă tare mult cu vremea în care s-a născut Moise. Suntem o generație foarte robită de foarte multe lucruri. Și dacă se luptă ceva, vremurile în care noi trăim, e să distrugă familia și să ne fure pruncii. Știu, deseori omul are nevoie să-i se spună că Dumnezeu îl scoate din încercări, că Dumnezeu îl scoate din probleme, că Dumnezeu poate să răspundă la strigătele lui. În schimb, am realizat de o bună bucată de vreme că, da, Dumnezeu poate toate astea, dar am realizat faptul că Dumnezeu mai întâi să vină să-ți răspundă, așteaptă de la tine să pui în aplicare ceea ce deja cunoști. În dimineața aceasta, dragii mei părinți și viitori părinți, vreau să fac o strigare cât se poate de puternică, poate o să sune dur și prea direct. Nu mai așteptați ca Dumnezeu să vă răspundă la problemele dumneavoastră până când dumneavoastră nu-L impresionați pe Dumnezeu punând în aplicare tot ceea ce El cere de la noi. Unul din perimetrele și din bucata pe care Dumnezeu așteaptă ca omul să fie foarte activ e aceea în care Dumnezeu ți-a dat. Ți-a dat Dumnezeu un copil, 2, 3, 5, 10. E locul unde poți să-L arăți pe Dumnezeu la cote maxime. M-am săturat de oamenii care la un moment dat vin în bisericile noastre. Au așa, dacă vreți, alura aia de super sfinți, au alura aia de oameni super pioși, super duhovnicești, dar care acasă uită că trebuie să-L arate pe Dumnezeu cu tot ceea ce sunt ei. Pentru că în momentul în care în bucățica asta numită familie e cea mai puternică biserică, acolo e locul unde omul poate să-L arate pe Dumnezeu. Venim de multe ori slujitori într-un fel sau în altul, oameni care ne facem parte într-un fel sau în altul și ne luptăm să impactăm pe cei din bisericile unde slujim. Și deseori e sec, deseori nu iasă nimic, deseori e un dezastru planetar. Ieșim și ne mințim singuri și zicem: slăvit să
fie Domnul și pentru ziua de astăzi. Iertați în modul direct. Deseori suntem falși, pentru că n-avem puterea și capacitatea, dorința și disponibilitatea mai întâi să impactăm pe cei din casele noastre. E locul unde trebuie să-L arătăm pe Dumnezeu. Apoi să venim aici și să-L arătăm și altora. Copiii noștri, dacă vreți, Dumnezeu ne-a dat să facem o repetiție în fiecare zi de modul cum putem și trebuie să-L arătăm pe Dumnezeu. Dragi părinți! Oh, nu știu, cu toate că m-am zbătut între multe subiecte în dimineața asta, dar am rămas la gândul ăsta pentru toți părinții. Am o ciudă turbată pe sistemul vremurilor în care noi trăim, în care se luptă din ce în ce tot mai mult să ne fure pruncii. Nu mai suport asta. Când te uiți în programa celor de la grădiniță, bă, nu-ți vine să crezi, bă, serios, la 3 ani, să-i spui la ăla mic, poate să fie ce vrea el? Cu toate că pentru unii, la un moment dat, li se par vremuri foarte îndepărtate. Nu-i adevărat? Inclusiv, la un moment dat, știți, în vechime, în vremea în care s-a născut Moise, împăratul și faraonul vremurilor, o zis, trebuie să-i aduc pe oamenii care rămân. Avea nevoie de fete să le educe, avea el destui băieți, toți băieții care se nășteau trebuiau să fie omorâți de moașe și de cumva nu erau omorâți de moașe și erau prinși, erau luați și aruncați pe Nil la crocodil. Era o vreme ciudată, dar m-am gândit deseori asta trăim noi. Ceea ce se luptă diavolul e să ne omoare pruncii din punct de vedere spiritual, sentimental, încă din primii ani de viață. Oh, se mai tot zicea ce 7 ani de acasă e o poveste veche, că nu mai există copii care să mai fi stat 7 ani acasă, așa ca și altă dată, dar cu toate astea nu înseamnă că responsabilitatea s-a diminuat, ba dimpotrivă, crește. Ți-a dat Dumnezeu copilul. Dragii mei, vreau să vă fac conștienți de asta. Pentru că nu o să te întrebe Dumnezeu în momentul în care ajungi în cer, bă, unde ți-o S-ul ăla cu care l-ai cumpărat? Dar unde ți-o GLS-ul ăla? Unde ți-i X6-le ăla? Egal cu zero toate astea, o să ardă. Nu o să te întrebe Dumnezeu, bă, dar unde ți-o pământul ăla? Unde ți-o casa aia? Unde ți-o prietenii aia șmecheri care ai avut? Niciodată. Te va întreba Dumnezeu, unde ți-o copiii pe care ți-am dat? Și să poți să spui în acea zi glorioasă, Doamne, eu și toată casa mea suntem aici. Eu și toți acei pe care Tu mi-ai dat, uite, ne încolonăm toți în șir indian și așteptăm să auzim mărețul verdict formidabil. Treceți în bucuria stăpânului vostru. Oameni buni, cresc copiii pe lângă noi, trec ani și ne uităm cu sistemul în care, din păcate, îi creștem. Nu face altceva decât îi dă la crocodil în fiecare zi. Și noi ca și părinți ne lăsăm din ce în ce tot mai robiți de vremurile și de sistemul în care noi trăim. Părinții lui Moise erau robi de vreo 300 de ani din neam în neam. Ăsta s-a născut în neam de rob, generație după generație, rob după rob, rob după rob. Așa s-a născut omul ăsta. Și cu toate astea a putut Dumnezeu să arate că dintr-o robie în care toți ziceau ce să facem noi biserici aici, cum să se găsească un om care să-L arate pe Dumnezeu? Că n-avem școlile de teologie, că n-avem școală duminicală, că n-avem păstori cu noi, că n-avem cântăresc formidabil cu noi. Și cu toate astea Dumnezeu a vrut să arate, oameni buni, în robia aia cruntă a strigat Dumnezeu din cer victorie, a crescut un copil într-un mod formidabil, în așa fel încât să se vadă că Dumnezeu niciodată, indiferent de vremuri și de generație, nu pierde control. Într-una din zile m-am întâlnit în fața bisericii cu un copil din biserica pe care eu o păstoresc. Și copilașul ăsta, un copil formidabil, isteț din calea afară, Darius îl cheamă. Eu l-am văzut într-o duminică că tot vorbea la balcon cu un copil și am tot vrut să-i fac semn, dar nu se uita la mine. Bă, și-a tot șoșotit. La un moment dat mă întâlnesc cu el în fața bisericii. Am zis, Darius, te-am prins. El era cu bicicleta, șocat. Zic, frate Alin, mă, Darius, mă, tu vrei să te oprești odată din vorbit în biserică? Îi zic eu, da, da, promit că mă opresc, promit, promit, frate Alin, zice. Și eu zic către el, te pocăiești de păcatul ăsta? Și el se uită la mine și zice, a, asta e altă problemă. Și stai numai un pic, zice, că cu pocăința e mai greu, zice, eu mă pocăiesc numai cu acordul părinților. El o știu că n-are voie așa oricum, o să fac cu acordul părinților, mă pocăiesc, o zis. Mă opresc din vorbit, dar numai cu acordul. Știi ce m-am gândit în momentul ăla? Că indiferent de vremuri și de generații, părinții trebuie să-și dea acordul ca pruncii lor să se pocăiască.
că părinții, prin viața pe care ei o trăiesc, își dau sau nu-și dau acordul în dreptul copiilor lor. Și stare mulți printr-o viață superficială trăită înaintea lui Dumnezeu, care nu-și dau acordul. Care la un moment dat prin viața lor, că mult mai mult face ceea ce faci decât ceea ce spui, părintele nu-și dă acordul, îl împinge pe copil să-l ducă sistemul la crocodil. Te uiți mai apoi când a crescut mare și zici, bă, ce ai ales în viață? Fix aia ce m-ai învățat. Pentru că Moise, crescut într-un sistem de robie, a putut Dumnezeu să-i dea capacitatea lui Iochebed, la mamei lui Moise, în așa fel încât să îi dea, dacă vreți, să-și dea acordul în dreptul lui Moise, ca Moise, după mulți ani, când va crește mare, să aleagă de unul singur, să fie împreună cu poporul lui Dumnezeu. Pentru că vedem copiii noștri la 17-18 ani, le mai vin și la părinți mintea la cap că mai îmbătrânesc și la un moment dat încep să se gândească, bă, trebuie să boteze și ăsta meu, dar trebuie să boteze și fie mea. Nu-l forțez, dar nu, mi-ar place și-l vezi pe fiul tău și pe fie, dacă n-are nicio treabă cu Dumnezeu. Că vine din inerție și la un moment dat nu mai vine. Cu toate că tu aparent i-ai spus de Dumnezeu, dar prin trăirea ta, prin felul tău de a fi, poate nu ți-ai dat acordul ca el să meargă în direcția lui Dumnezeu. Pentru că societatea în care noi trăim e atât de ciudată, în care se luptă să-i robească pe oameni și să nu aibă, să-i robească pe oameni și să nu aibă timp. E bun. Să-i robească pe oameni și să nu aibă timp să stea în dreptul copiilor lor. Ia faceți-vă socoteală în seara asta. În dimineața asta, mă iertați, cât de rob, cât de robiți suntem în vremurile în care noi trăim. Cât de robiți suntem de sistemul în care trăim. Îi parcăm pe prunci la 3 ani într-o grădiniță. Îi mai luăm la ora 4. Dormiți, mâncați și săturați de joacă și de viață. Îi ducem acasă și le spunem că avem nevoie de un pic de relaxare. Mai apoi se face ora 8 și îi pui în pace și zici, vă pun de vreme că nu te mai trezești dimineața și trag de tine. Și în felul ăsta nu faci altceva decât îți dai prunci la crocodil cu mâna ta. Trece generație după generație și în loc să aibă puterea să le aleagă pe Dumnezeu văzându-L acasă într-un mod extraordinar, sunt din ce în ce tot mai mulți care vin și spun, față de mine, mama și tata nu și-au făcut timp. M-am săturat, dacă vreți, de momentele în care vin oamenii și spun, frate Alin, rogă-te și pentru fiul meu, nu știu ce s-a întâmplat cu el, nu mai vrea să vină la biserică și mă duc eu și îi spun, știi, spune eu ce s-a întâmplat, îl mâncă crocodilii, pentru că în momentul în care trebuia să te ocupi de el, erai mult prea robit de vremurile în care noi trăim și de generația și de sistemul ăsta. Acum l-au prins crocodilii, nu-l mai lasă, l-a aruncat viața pe marea asta tot mai tumultoasă și mai turbată și acum e tare greu să-l mai scoți de acolo. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă bine ceea ce Iochebed a făcut, femeia asta într-un mod extraordinar, în timpul scurt pe care l-a avut pe Moise pe mână și alături de ea. A fost atât de puternic încât Moise, zice Biblia, în momentul în care a ajuns la o vârstă matură, a ales de bună voie să meargă și să fie alături de poporul lui Dumnezeu și de frații lui. Nu mai era maică sa lângă el să-l ajute, nu mai era maică sa să-i zică, bă, vezi că-s ob la botez, fii tu al nouălea, nu mai era taică care să-i zică, atâta mă rog pentru tine, până când te întorci, nu? Dar pentru faptul că femeia asta a înțeles că în robia aia în care ea era, are oportunitatea și obligația să-și crească copilul în planul și în voia lui Dumnezeu, au dat roade extraordinare. Oameni buni, ascultați-mă bine, pentru că copiii sunt o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Fiți foarte atenți la cât de tare va robi sistemul în care noi trăim. Fiți foarte atenți la cât de tare ne-a robit vremurile, la cât de tare ne-au robit dorințele. Îți mai cumperi o mașină puternică, trebuie să o plătești, uiți de fiul tău, ți-ar da ăla bani și ți-ar mai spune, bă, ascultă-mă bine, dă-o un col de mașină, dar vino să mai stai și cu mine, vino să mă mai joc cu tine, hai să desenăm împreună, hai să cântăm împreună, hai să alergăm împreună, hai să merem împreună și să venim împreună. În urma, în momentul în care eu eram la școală și aveam
un coleg, am mai tot zis eu de el, un băiat care a fost crescut de o femeie în vârstă, pentru că tatăl a plecat din țară, maica s-a recăsătorit și viața lui a devenit destul de complicată. Îmi povestea colegul ăsta al meu la școală, știi, ceea ce pe mine așa rupe inima mea în două, e faptul atunci când te văd cu tatăl tău. Tatăl meu fiind instructor auto, mă lua deseori cu el la școală, la orele de la școala de șofer. Toți elevii lui mă cunoșteau. De fiecare dată când eram cu tata, vinea măcar cu o ciocolată. Știau că, bă, poate vine instructorul cu pruncul, ăștia vineau cu guma, cu ciocolata, bă, era viață bună. Ăsta îmi zicea, și văd pe tine și pe taică, eram vecin de blocuri, plecați ca doi prieteni, veniți ca doi prieteni. Iar momentele alea în care plecam și veneam ca doi prieteni, în care stăteam și povesteam ca doi prieteni, au rămas până în generația asta noastră. S-au schimbat numai subiectele de discuție. Eu păstor, el păstor, ne întâlnim. Tu cum faci? Eu cum fac? Ce va școala? Ce va școala la alt? S-au schimbat doar sistemul, s-a schimbat doar subiectul. Dar atmosfera extraordinară a rămas de fiecare dată. Pentru că atunci când îți faci timp să pui în viața copilului tău ceea ce Dumnezeu vrea, vei putea să culegi, și Biblia rămâne în picioare, ce seamănă omul, aceea va se cera 100%. Eram la un moment dat într-o biserică și am zis, fraților, Biblia scrie cum e mama, așa e și fata. Și când am zis asta, s-a ridicat o femeie din banca a doua, o biserică lungă, nervosă, iasă către ieșire. Bă, dar așa scrie în Biblia, zice-o, cum e mama? Așa ești nervos, călcat, foarte agresiv. Și la un moment dat eu mi-am dat seama, asta e deranjat, are o fată care a luat o razna și azi sunt sfântă. Și eu la un moment dat zic, până m-am grăbit să n-ajungă ea la ușă, aproape că a ajuns la ușă, la ieșire, și zic, știți, dacă mama rămâne sfântă, chiar dacă fata o ia razna, într-o zi își va aduce aminte de Dumnezeul lui maică sa. Bă, în momentul ăla era la ușă, a vrut să iese, s-a uitat că streamvon, hai înapoi. O venit înapoi, s-a pus în bancă. Când o venit s-a pus în bancă, eu zic, nu, așa, da. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă bine, rămâne în picioare versetul ăsta. Cum e mama, așa e și fata. Cum e tata, așa va fi și casa. Chiar dacă la un moment dat reușește diavolul să-i cuprindă pe unii pentru o bucată de vreme, are Dumnezeu metode să-i readucă la rădăcini dacă rădăcinile au fost înfipte. Dacă a fost cineva care să pună sămânța, dacă a fost cineva care să fie acolo, dacă a fost cineva care nu s-a lăsat robit de lume și de sistem și a fost acolo să-și învețe copilul despre Dumnezeul cel atotputernic. Învățăm câteva aspecte de la Iochebed. Și ascultați ce a făcut Iochebed prima dată, într-un timp scurt pe care l-a avut. Biblia zice așa, Iochebed și-a ascuns copilul. Pentru că dacă vrei să nu-ți ajungă pruncii la crocodili, dacă vrei ca să stai aliniat înaintea lui Dumnezeu cu toți ai tăi, avem obligația, dragi părinți, în vremurile care noi trăim să ne mai ascundem copiii. Băi, un sistem foarte ciudat, cu care nu mai fuzionez. Și la un moment dat, unii din generația mea și poate un pic mai sus, vineau și se plângeau. N-am știut multe lucruri că tata și cu mama n-or vorbit anumite subiecte cu mine. Și? Că vorbesc astăzi. Și le deschide mintea. Și citești în presă că rămâne gravidă la 12 ani. De ce? Că tata și mama au uitat că sunt lucruri de care copiii trebuie să fie ascunși. Pentru faptul că am devenit o generație robită de timpul ăsta și în timpul scurt care îl avem, încercăm să magazinăm în mintea copiilor noștri tot felul de lucruri ilegale, să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia, și el total pe invers face, că nu ai spune cu subiect și predicat îl va ajuta. Și a trăi în atmosfera în care să-l înveți că trebuie să se ferească de lucrurile care nu-l impresionează pe Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă bine, Iochebed a înțeles sistemul ăsta într-un mod formidabil. A înțeles Iochebed că trebuie să-și ascundă copilul. A înțeles Iochebed că dacă nu și-l ascunde, o să-l mânce crocodilii. Mai ascundeți copilul de dușmăniile tale. Nu-l lăsa să le vadă. Că tu ești mare, la un moment dat îți ceri iertare. La un moment dat te duci și rezolvi problema. În schimb, copilul îți rămâne cu dușmăniile pe care tu le-ai arătat în dreptul altora. Mintea lui rămâne rădăcinată acolo.
Mai ascunde-ți copilul până când te pocăiești de minciunile pe care tata le spune, de momentele ilegale pe care mama le are. Că deseori spunem noi, mic, bă, nu-și dă seama, nu pricepe. Și constați mai apoi că le-a înțeles atât de perfect și că e în stare și să le pună în aplicare. Iochebed a înțeles sistemul ăsta extrem de important, că trebuie să-și ascundă copilul. Că trebuie să-l ascundă de situațiile care pot să-i distrugă mila din interiorul lui. Dacă se caută astăzi ceva, se caută oamenii miloși. Oamenii aia care mai pun inimă, dar în momentul în care un părinte nu-și mai ascunde copilul de momentele ilegale, mila se sfărâmă în acel copil. Ai vrea să-l vezi când crește mare, că pune și el inimă pentru alții. În schimb, tu nu l-ai ascuns și ai zis, ce-i trebuie și la ăla, mă? Du-l-mă de aici, vezi-ți de treabă. Nu-i da, mă, nimic la cerșetorul ăla. În urmă cu mai mulți ani, când verișorul meu de 17 ani moare în accident rutier, știți, înainte să moară, băiatul ăsta s-a dus să facă cadou o păhărel din ăla de unică folosință de cafea la doi polițiști care stăteau în drum. S-a dus și le-a zis așa, uitați, vreau să vă dau un pahar de cafea, o ceașcă de aia de cafea și să vă spun Dumnezeu să vă binecuvinteze. Era o iarnă cumplită. Era frig afară. Și polițiștii au spus, bă, pe noi toată lumea ne înjură. Și au venit ăștia doi băieți, Cosmin și Vlad, să ne dea niște cafea din banii lor. Două zile sau o zi mai târziu, băieții ăștia au accident de mașină și au murit amândoi în acel accident de mașină. M-am gândit mai apoi la familia în care verișorul meu a crescut. Ori de câte ori vinea cineva și avea ceva de spus rău de altcineva, mama lor, mătușa mea care murise cu 4 ani înainte, știa să-i acopere și să-i ascundă pe copii. Dacă vinea cineva și nu putea să-l oprească din nebuniile lor, când omul ăsta pleca, mama le spune, ascultați-mă, voi să nu faceți așa ceva, o rezolva pe loc. Sau dacă putea să-i trimită de acolo, îi trimitea în secunda doi. Pentru că generația asta, tot mai robită de lume și de timp, la un moment dat nu se mai uită în jur și trăim cu nebăgare de seamă în fața pruncilor noștri și uităm că trebuie să-i ascundem de lucrurile care le macinăm, le va măcina mai apoi viitorul. Aduceți-vă aminte de Avram. Avram putea să-i spună la Isaac de când o pleca de acasă. Isaac, ești mielul de jertfă. În tine o să trebuiască să se înfigă cuțitul. Tu va trebui să înțelegi că astăzi se încheie totul. În schimb, Avram a avut puterea ca problemele și încercările din viața lui să le ascundă de copilul lui. S-a dus cu el pe drum și ajunge la poalele muntelui și zice, lasă că Domnul va purta de grijă. Voi să rămâneți aici, că eu și copilul ne vom întoarce iarăși. E atât de important să ai puterea să-ți ascunzi copilul de încercări. Și aici, dragii mei, ascultați-mă bine și o să vedeți în punctul 2, nu doar să-l ascunzi și după aia ce trebuie să faci, dar să-l ascunzi de imoralitățile vremurilor, să-l ascunzi de ideologia ciudată a generației noastre. Nu discutați, permiteți-mi să vă spun direct, nu discutați cu copiii dumneavoastră toate subiectele murdare, spunând că îi învățați să se ferească, că le vor face, pentru că treziți curiozitatea în ei. Nu discuta subiectele alea care știți că pe Dumnezeu îl ofensează, mai ales la o vârstă fragedă, pentru că în anturajul în care se vor învârti, fie la școală, în anturajul în care se vor învârti, fie cu prietenii de la bloc, deseori curiozitatea va fi activă și va zice, bă, stai să văd de ce totuși tata mi-a interzis. Oameni buni, înțelegeți că și copiii trebuie să fie ascunși. Într-una din zile, eu m-am dus cu tatăl meu la lucru, la el. Și în momentul în care am intrat acolo în birou, unul din colegii lui tati fuma. Și tatăl zice, ok, Alin, rămânem afară. Dar de ce? Rămânem afară. N-am înțeles de ce. În momentul în care am intrat acolo, se mai simțea puțin mirosul de țigară, mi-am dat seama că cineva a fumat în interior și noi n-aveam ce căuta acolo în timp ce se fuma. O chestie banală pentru astăzi. Oameni buni, au trecut vremurile, mai mergeam cu tati acolo și deseori știam, în mintea mea s-a înrădăcinat, când colegii lui tata fumează, eu să nu intru. Au trecut vremurile, au trecut ani, am ajuns la școală, în anturaje, așa cum sunt ele, și cu provocări de tot felul,
Și pot să stau cu bucurie și cu demnitate înaintea lui Dumnezeu, lăudându-mă că până la vârsta asta, nu știu ce gustare, niciun fel de alcool și n-am pus niciodată gura pe țigară. Stăteau colegi lângă mine și ziceau, bă, odată, ia să vezi cum îi știți, cine mă prindea pe mine că puneam odată gura pe țigară? Cine? Cine știa, după cum aia Orbit, care aș fi mesticat-o ca bezmeticul numai ca să nu mă simtă nimeni? Cine ar fi știut? N-ar fi aflat tata niciodată, n-ar fi aflat mama niciodată, n-ar mai fi aflat nimeni niciodată. Dar pentru faptul că am știut și am fost ascuns de lucrurile ilegale, am știut că trebuie să rămân cu demnitate, că tata nu m-a ferit degeaba. Mă mai oprește poliția rutieră, mai vin așa vineri noaptea, sâmbătă noaptea de la evanghelizări, bulmăciți cu ochii tăți, și mă, fratele adiștie, venim acasă, abia așteptăm să vedem casa, nu mai putem până la 3-4 dimineața, mă oprește poliția, bună seara, bună dimineața, bună dimineața, de unde veniți? Ați consumat alcool? N-am consumat, de unde veniți? Așa știi că vineri noaptea, sâmbătă noaptea, e paranghelie maximă peste tot. Și de unde veniți? Și eu zic de la biserică și ei zic, așa ziceți toți, hai să facem un alcool test. Eu rup din mă, dacă mă dă jos din mașină, uneori de oboseală, nu mă pot ține în picioare. Bă, te rog, eu nu mă dau jos din mașină. Mă vede roșu la față, cu ochii roșii, vorbesc greu datorită oboselii, extenuat. De la biste, așa zice stău, zice, desigilați, vă rog. Am desigilat foarte multe muștiuce din alea de la alcool test. De fiecare dată îi spuneam polițistului, vreau să vă spun ceva, aveți buletinul meu în mână. Uitați-vă în ce an ați născut, faceți o socoteală simplă și țineți bine minte, până la vârsta asta, nu știu ce gustare, niciun fel de alcool. Și suflu. Se uită el și zice, zero. Și eu zic, slăvit să fie Dumnezeu. Se mai trezește câte unul, nu știu, pastor. Ba da. Pentru că eu am crescut într-o casă în care mama și tata m-au ferit de lucrurile astea. Că ideologia modernă stricată și turbată îi spune, bagă în cap toate păcatele, să nu le facă fals, le va face. Țineți bine minte, le va face. Spune copilului că trebuie să se ferească de alcool, îl va consuma dacă îi spui într-un mod excesiv și nu-i arăți practic. Noi nu intrăm acolo că n-avem ce căuta. Noi nu stăm la subiectele alea că nu-s pentru noi. Noi nu stăm în anturajul ăla că nu ne ajută. Oh, câți tineri au fost prăbușiți și distruși, că au ieșit la un moment dat, permiteți-mi, din durerea mea de slujitor, în care am văzut oameni care s-au prăbușit, oameni cu un viitor formidabil, dar care la un moment dat au zis și tata și mama avea prieteni din ăștia. Și mă duc și eu, că nu fac niciun păcat, stau numai cu ei, dragii mei, o să ziceți, frate Alin, ai luat o razna, trăim în 2022, într-o lume modernă. Nu! Oameni buni, înțelegeți-mă bine, indiferent de vremuri, sfințenia pe care un tată și un mamă trebuie să o arate, rămâne în picioare, imaculată, nu se schimbă cu absolut nimic. Ne lăsăm și au devenit un trend. Trimiteți prunci la toate prostiile astea de petreceri la final de an. Am eu pocăit, zice, nu face nimic, nu mă stă acolo. Hai mă, serios! Că știi tu! Eu m-am dus la banchet în clasa 12. Și tata, parcă așa cum mă văd, o sta la masă, n-ai ce căuta acolo. Și azi, nu, ce pot să-mi faci? Mă duc. M-am dus. O zis, bine, vezi că cheile de la mașină sunt cu ei, aveam 18 ani. Am luat cheile de la mașină, avea tata, o Dacia nouă. Eu mă rog lui Dumnezeu, Doamne, dacă n-aveam eu ce să caut aici, te rog frumos să-mi arăți. Promit că o să țin cont tot restul vieții. Și mă duc. Mă pun acolo, frumos. Am zis, bă, totuși se spocăi. M-a oferit tata și cu mama de foarte multe lucruri. Biserica. Și aveam în inima mea totuși că n-am ce căuta acolo. Știi ce am făcut? Stau numai la aperitiv. Mâncăm aperitivul și tulio. Am stat la aperitiv, e adevărat. Când se înceapă paranghelia, eu fac o poză cu doamna dirigintă și fuga. Mă duc, mi-am parcat mașina strategic în fața hotelului, unde era restaurantul. Am zis, primul plec, să nu mă blocheze nimeni. Mă pun la volan, mașină nouă, dau la automat, nu pornește. Bă, n-ai cum. Dau la automat, nu pornește. Bă, dau, zic, bă, să gata bateria, ce să fac? La un moment dat m-am uitat eu în stânga, în dreapta, am zis, nu-i nimeni. Era așa începutul verii, aveam un costum mai gros pe mine.
M-am urcat, am ieșit din mașină, am pus umărul pe stâlpul de la mașină și am încercat să o împing pe o pantă ușoară, sau cred că era numai iluzie optică. Am zis eu că e pantă, să-i dau după aia drumul în mașaler, să o pornesc în felul ăsta, să plec, să nu mă vadă nimeni. În timp ce eu am transpirat, urcând mașina pe acea micuță pantă, am ajuns oarecum unde mi-am dorit, transpira, curgeau apele pe mine, toți colegii mei stăteau pe scările restaurantului. Ziceai că erau la poza de final de an. Și unul dintre ei strigă: "Na, pocăitule, ai văzut că tu n-aveai ce să cauți aici? Nici fiarele astea nu te ajută." Și am zis: "Bă, moroșene, e drept că n-aveam ce căuta aici, hai pune mâna să o pornesc să plec repede." Noroc cu ei, că m-au ajutat să-mi pornesc mașina împinsă să plec. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, ascundeți-vă copiii de ideologiile străine. Ascundeți-vă copiii de sistemul ăsta foarte păcătos în care mulți au ajuns să trăiască. Ascundeți-vă copiii de lucrurile stricate, ascundeți-vă copiii de vorbe ilegale, ascundeți-vă copiii de dușmănii, ascundeți-vă copiii de minciună, ascundeți-vă copiii, duceți-i departe de toată povestea asta. Pentru că în felul ăsta, dragii mei, îi veți putea face ca atunci când vor crește mari să le aleagă pe Dumnezeul pe care l-au văzut în casele dumneavoastră. Doi, știți ce-a făcut Iochebed în al doilea rând după ce i-a ascuns? Ascultați! Trebuie să-ți înveți copiii ca și Iochebed că suntem oameni limitați. L-a luat pe copil și l-a pus într-un sicria. Știți ce se întâmplă la sicriu? Dincolo de sicriu nu se mai poate face nimic. E limita, e capătul, e punctul. Cine mai poate să facă ceva dincolo de sicriu? Nimeni. Dar de ce nu l-a pus în altceva? Tumnă într-un sicriaș. Ia și-l pune pe copil într-un sicriaș. Și parcă a vrut Iochebed să spună: "Știi, Moise, noi suntem limitați. Nu suntem Hercules. Nu putem noi pe puterile noastre. Nu suntem noi cei care deținem controlul. Îl deținem doar o bucată de vreme și apoi nu-l mai avem. Ascultă-mă, Moise, suntem limitați." Pentru că generația în care noi trăim crește copiii ceva de genul: "Tu poți! Ești cel mai tare! Am încredere în tine! Poți! De numai, bă, ca tine nu-i nimeni, știți?" Și crești un soi de Batman fără puteri. Să crede tare și să aruncă cu umbrela deschisă. Uită că e limitat. Pentru că în viață, dacă vrei să îl legi de Dumnezeu și într-o zi să-l aleagă, să-l înveți pe copil că suntem oameni limitați și că depindem de Dumnezeul care doar El mai poate să coordoneze de la un anumit punct. Știi ce zice Biblia? A uns sicriașul cu lut. Lutul e un material slab. E un material slab. Aduceți-vă aminte de chipul văzut, fier, aramă, picioarele din lut. O lovitură la picioare și s-o prăbuși. Nu l-a lovit nici la cap, nu l-a lovit nici în brațe, nu l-a lovit nici în stomac. L-a lovit la picioare, unde a fost foarte slab și s-a prăbușit. Învățați-i pe copiii dumneavoastră că noi, prin natura umană, suntem foarte slabi. Doar că depindem de un Dumnezeu atotputernic în fiecare zi. Că există un Dumnezeu care întotdeauna are soluție. Că există un Dumnezeu care întotdeauna are răspuns. Că există un Dumnezeu care întotdeauna poate. Că noi creștem de multe ori niște pui de Batman, care la un moment dat ei cred că pot. Când ajung în fața situațiilor complicate, dau în depresie. Am crezut că pot, nu mai pot, intră pastile, frate, nu mai dorm noaptea, nu mai rezist. Eu, indiferent de problema pe care o am, atâta de bine dorm neîntors, pentru că știu că oricum, de foarte multe ori sunt limitat. Dar am un Dumnezeu care are toate soluțiile. Că știu că am un Dumnezeu care poate, că am un Dumnezeu care nu tace în dreptul copilului. Lui. Învățați-vă copiii că suntem limitați, că putem doar până într-un punct, iar de acolo încolo doar Dumnezeu mai poate, știți? Mama lui Moise l-a putut supraveghea și l-a putut ține și ascunde doar o bucată de vreme. Apoi l-a luat și l-a pus pe Nil, între crocodile. L-a luat și l-a pus pe apă, i-a dat drumul pe apă, unde ea nu mai putea să mai facă nimic. Într-un sicriaș care mirosea a moarte, dar cu rugăciunile ei înaintea lui Dumnezeu: "Doamne, dovedește-i la Moise că Tu ești Dumnezeul care poți să-i porți de grijă." Puneți asta în mintea copiilor dumneavoastră, că Dumnezeu e acela care poate să poarte de grijă.
că Dumnezeu e acela care are puterea absolută, că Dumnezeu e acela care deține controlul absolut, că nu noi suntem cei tari și că Dumnezeu e cel care e tare, că nu noi suntem cei puternici și că Dumnezeu e cel puternic, că nu noi deținem controlul, că Dumnezeu deține controlul, că suntem foarte limitați și am repetat-o în mod insistent, că sunt prea mulți care se arată că ei se încred în ei. Pierd controlul mai apoi. Când pierd controlul, totul eșuează și totul e praf. Oh, binecuvântați sunt părinții care au puterea să îi spună copilului în fiecare zi: avem un Dumnezeu care El e atotputernicul, nu noi. Noi avem doar obligația să ne încredem în Dumnezeu. Prin toate dificultățile pe care copilul le va trece, va ști că există un Dumnezeu care nu-l va lăsa. Vă aduceți aminte de Moise, că era gângav? Bă, nu pricepeai nimic. Începea Moise să vorbească, spuneai mâinile la urechi. Începea Moise să vorbească, bă, zi cu cuvintele tale, că nu te înțeleg. Era greu pentru Moise. Cu toate astea, Moise și-a pus toată încrederea într-un Dumnezeu suveran. O zis, va face Dumnezeu în așa fel încât să am și traducător. O zis, Doamne, Faraon nu o să mă înțeleagă, nu-i bai, tu vei fi Dumnezeu pentru Faraon. Și Aron, fratele tău, o să fie traducătorul tău. Ăsta o să te interpreteze, ăsta o să zică că e Dumnezeu, că tu ai un Dumnezeu puternic. Pentru că Moise știa că trebuie să depindă de Dumnezeu, n-a renunțat la Dumnezeu chiar în ciuda dificultății lui de vorbire. Atunci când te simți tare, până într-un punct și când pierzi controlul, începi să te enervezi pe Dumnezeu. Dar să intervină Dumnezeu, că dacă nu, nu mă mai pocăiesc. Hai mă, serios! Aduceți-vă aminte că în fața lui Moise, Domnul face o minune extraordinară. Șarpele, toiagul, se transformă, îl ia înapoi, iară-i toiag. Bagă mâna în sân, lepră, o scoate, bagă înapoi, nu mai era lepră. Nu putea Dumnezeu să-l vindece pe Moise de gângăveala lui? Nu putea Dumnezeu să zică, bă Moise, dacă tot ai văzut minunile astea, hai să te vindec și de gângăveală. Hai mă să fii măcar cum trebuie. Dumnezeu l-a lăsat cu defectul ăla. Pentru că a vrut Dumnezeu să arate Moise, nu defectul pe mine mă interesează, că am soluții pentru orice problemă. Și încrederea ta în Dumnezeu necondiționată, Moise, ține-te de Dumnezeu așa cum ai învățat acasă, într-un mod necondiționat. Și în felul ăsta vei putea să vezi că ai un Dumnezeu mare. Și în ultimul rând, Iochebed și-a ascuns copilul, țineți bine minte. L-a învățat că e limitat, a învățat că e doar Lut și că Lutul e slab, dar că pe lângă Lut, femeia asta a uns acel secret și cu zmoală. Știi? E neagră zmoala. Dragi părinți, predica asta, dacă era în auzul multor copii, nu-mi făceam notorietate. Dar nu e asta o problemă. Zmoala e neagră. Când te duci și spui copilului, n-ai voie să faci aia. Îl dai cu zmoală. Tu n-ai ce căuta acolo. L-ai dat cu zmoală. Bă, noi nu avem ce să căutăm acolo. L-ai dat cu zmoală. Și vine la un moment dat copilul, dar numai eu trebuie să fiu negru. Da. Numai eu trebuie să fiu altfel. Da. Dar numai eu n-am voie. Da. Că vreau să te fac impermeabil. Vreau să nu intre apa de la crocodil la tine. Vreau să plutești crezându-L pe Dumnezeu care deține controlul absolut indiferent de vremuri. Am crescut în casă de slujitor. Nu o să uit niciodată seriile din tabăra Hristos pentru România, cei care ați mai prins taberele alea. Ne adunăm la focul de tabără și la un moment dat ne consolam noi cu noi, așa ne-am cunoscut și acum ne vedem în țară, unii slujesc, alții într-un fel în altul. Și la un moment dat era o fată, avea ea așa mai mult curaj. Și tu ești prunc de pastor, hai aici! Și tu ești prunc de, hai aici! Păi și noi eram așa o gașcă din aia mare în jurul unui foc, prunci de pastori. Știi care ar fi trebuit să fie atmosfera acolo? Să lăudăm pe Dumnezeul care ne ține pe ale sale brațe. Dar știți care a fost atmosfera în prima seară? Nici pe tine nu te lasă tată tot să faci aia, nu. Nici pe tine, nici pe mine. Bă, dar nu mai suport! Dar de ce o trebuie să mă nasc eu în casă de pastor de aia? Păi numai noi suntem aia care tot timpul spargem găștile, noi suntem aia care zicem că n-avem voie, noi suntem aia care tot timpul trebuie să-i trimitem pe alții acasă că-i târziu. Noi, tot timpul noi? Da. Pentru că acea zmoală în care la un moment dat părinții m-au înconjurat, m-a făcut impermeabil în fața problemelor și a situațiilor complicate, acea încredere pe care tata și mama au pus-o în inima mea, m-au făcut să spun de nenumărate ori, știu că tu ești Dumnezeul care poți.
m-a făcut să-mi înalți privirea în sus când alții au zis că n-are rost, că n-are rost să-ți mai înalți privirea în sus, că totul e praf, că totul e zero. Știți ce mă gândeam atunci? Doamne, dar mama și tata m-au ascuns degeaba de lucrurile păcătoase. Am găsit cuvântul din Scriptură spus de omul lui Dumnezeu, de David: fă-mi dreptate, Doamne, după nevinovăția și neprihănirea mea. M-am gândit la copilărea mea inocentă, ferită prin harul lui Dumnezeu de lucrurile grele. Am avut curajul să-mi înalț privirea în sus înaintea lui Dumnezeu și să spun: Doamne, dar unde ești? M-o ferim, m-am ajutat, așa am rămas ferit. Oh, m-am văzut slab și mi-am pus toată încrederea în tine. Ne-au învățat că nu noi suntem puternici, că tu ești ăla puternic. Unde ești acum, Dumnezeule puternic? Am stat cu Carina mea în brațe când medicii ne-au dat-o pe semnătură și au zis să o ducem acasă, moară acasă. Eram tată tânăr, că m-am căsătorit la 20 de ani. Eram prunci cu prunci. Eu cu soția mea în casă, Carina 2 ani, cu o febră excesivă, în prag de convulsii. Medicii fără voce. Medicii ne-au dat un antibiotic care au zis că își va face efectul în 3 zile de la prima administrare. Dar ne-a la 3 zile, dacă copilul va da în convulsii, că nu putem să-i ținem febra sub control, e pe răspunderea noastră. M-am dus acasă, am luat-o pe Carina în brațe, m-am uitat în sus și am vrut să mă țin Batman. Doamne, facă-se voia ta. Hai mă, serios. Nu rezistam la voia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi hotărât să-mi ia pe Carina, atunci nu rezistam. Nu eram atât de tare. Am simțit atunci că nu rezist, că mi-am dat drumul așa cu umbrela de la etaj și că de fapt nu-i parașută. Mi-am schimbat rapid rugăciunea și am zis: Doamne, nu, că nu rezist, eu slab. Știi ce te rog? Fă cum vrei tu, în așa fel, dar nu-mi lua fata. Era Carina în brațele mele și dădea ochii peste cap de la febră, roșie în obraj. Fardea de febră, numai cu frecții, cu spirt am ținut o săptămână. Era atât de groaznice momentele alea din casă. Cu o noapte înainte am simțit că solul morții acasă. Nu vă pot explica sentimentul ăla ciudat. Și am zis: Doamne, eu slab, te rog din toată inima, nu-mi lua fată. Îți doar un lut, îți pământ, îți sărână. Dar sunt o sărână dată cu zmoală din partea ta. Acum știi ce te rog? Fă-mi dreptate. Adu-ți aminte de toate momentele în care trebuie să m-am ferit, am renunțat, am pierdut omenește, dar am rămas impermeabil la păcat. Te rog, nu-mi lua fata. În momentul ăla care nu a dormit în brațele mele, am pus-o în pătuci, o zis: Andreea, lasă că imediat se trezește și o să-i dau antibioticul. Nu dormea numai câte 15-20 de minute. O dormi Carina neîntoarsă 2 ore și ceva. Eu m-am dus în dormitor și am ațipit. După 2 ore am auzit-o pe Carina râzând. Ea oricum e veselă din fire. La 4 ani eu ceru să o mărităm. Oricum e veselă din fire. La un moment dat am auzit-o râzând, jucându-se cu fratele său mai mare. Am ieșit din cameră și am văzut-o pe Carina că nu mai e roșie în obraj, că nu-și mai dă ochii peste cap, că râde, că i-a venit vocea la loc, neavându-o de câteva zile datorită puroiului din gât. La un moment dat primesc un telefon de la un frate. Frate Alin, tu știi că eu sunt șofer pe camion, știu. Dumnezeu m-a pus la ora 5 să mă rog pentru casa voastră. Dumnezeu mi-a zis așa: acum casa lui Alin are nevoie să-i arăt că eu sunt Dumnezeul pe care l-a ales și că a ales un Dumnezeu atotputernic. Și continuă acest frate și îmi zice: frate Alin, mi-a arătat Dumnezeu că la voi în casă a venit o ființă îmbrăcată în alb, a făcut o cusătură în dreptul unei odrazle și a zis Dumnezeu că e ceva ce se poate verifica, spunem ce-i. Și am zis: frate, ce ați mai văzut? O zis: nu mai pune întrebări, zi ce se poate verifica. Și am zis: frate, singurul lucru care se poate verifica e că Carina noastră, la ora 5, fără un sfert, n-avea voce și avea o febră excesivă. Că la ora 7 și 10 are voce și nu mai are febră fără să-i dăm nimic. E Dumnezeul care s-a atins. Știți ce a zis către mine la telefon? Să nu uiți. Dumnezeul înaintea căruia te-ai luptat să rămâi așa cum ai fost învățat, e Dumnezeul care a făcut asta. Și rămâne același Dumnezeu și peste generații. În momentul ăla am zis: Doamne, ce mare har că am putut să am doi părinți care să mă ascundă de lucrurile ilegale ale lumii.
Ce mare har că am putut să am doi părinți care să-mi clădească încrederea în tine, că eu sunt slab, că sunt limitat, că sunt griu în viață, că problemele la care nu mai ai soluții pot să vină oricând. Dar acolo, în mijlocul astfelor de situații, există un Dumnezeu care scoate în cale și pe aia la care nu te aștepți. O scos-o pe fata lui Faraon. Cine s-o aștepta că pe Moise o să-l crească la curtea imperială? Dumnezeu schimbă orice situație. Rămâne acela suveran, indiferent de vremuri. Și în dimineața aceasta putem să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, eu și casa mea am nevoie de Tine într-un mod aparte. Am nevoie ca Tu să mai întărești încrederea în mine ca părinte, ca mai apoi să o rădăcinez în mintea copiilor mei. Am nevoie ca Tu să mă ajut să mă feresc pe mine de lucrurile ilegale și apoi să-mi ascund copiii de tot ce-i stricat. În felul ăsta să rămân impermeabil, uneori negru în fața oamenilor, ciudat în fața oamenilor, dar apreciat înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Chem echipa de laudă și închinare aici în față și aș dori să încheiem într-un mod melodios. Pentru că v-a adus Dumnezeu aici, dragi părinți, frați și surori, să ne mai aduc aminte tuturor că avem o responsabilitate extraordinară, să ne creștem copiii în planul și în voia lui Dumnezeu, ca atunci când vor crește mari, să-L aleagă ei singuri pe Dumnezeul cel atotputernic. Iochebed, o mamă excepțională, care l-a putut crește într-un timp scurt cât l-a avut pe Moise, l-a putut crește într-un mod extraordinar și atunci când Moise a crescut mare, de unul singur a ales să meargă, să stea alături de frații lui și de poporul lui Dumnezeu. În dimineața asta spune lui Dumnezeu: Doamne, eu mă prăbușesc înaintea Ta că nu e o stare. M-am dat tare de multe ori. În schimb, Tu ești Cel care mă poți ține. Să poți să spui: Domnul e păstorul meu, El mă povățuiește, El rămâne suveranul. Spune lui Dumnezeu în dimineața asta: Doamne, eu de Tine am nevoie, eu și casa mea. Am nevoie să mai îmi dai înțelepciune ca și mamă. Mamelor, cereți înțelepciune de la Dumnezeu în dimineața asta. Taților, cereți autoritate de la Dumnezeu în dimineața asta. Și spuneți lui Dumnezeu: Doamne, avem nevoie de Tine. Îngenunchem înaintea Ta cu viața, cu inima. Suntem conștienți că depindem de Tine. Suntem conștienți că fără de Tine ne-am prăbușit, dar alături de Tine și în situațiile limită mai are Dumnezeu o soluție. Să le arăți copiilor Tăi că nu crocodilii decid soarta. Să arăți copiilor Tăi că nu generația și vremurile decid soarta. Că Dumnezeu e acela care ne mai ține pe ale sale brațe și într-o zi să ne adunăm toți în fața scaunului de judecată și să auzim glorioasele cuvinte: veniți binecuvântații Tatălui, voi și toți ai voștri. Să se bucure copiii Tăi când pleci din lumea asta. Am avut un tată care m-a ajutat să mă încred în Dumnezeu prin exemplul Lui personal. Dimineața asta spune lui Dumnezeu: am nevoie de Tine, Hristos. Am nevoie de Tine, Iisus. Mai cereți iertare înaintea lui Dumnezeu în dimineața asta. Tu ești un tată care ai nevoie de iertare lui Dumnezeu. Ești o mamă care ai nevoie de iertare.